Bine v-am regăsit, sunt Lucian Săcălean și astăzi vorbim nu despre pâinea noastră cea de toate zilele, ci despre apa noastră cea de toate zilele. Sigur, suntem departe de minunea transformării apei în vin. Ce frumos ar fi să putem să o facem. Unii cred că o fac chiar la scară industrială, însă nu despre acest lucru vorbim, ci despre apa atât de necesară. Sigur, se vorbește tot mai des în ultima vreme că viitoarele conflicte globale, viitoarele conflicte reale și cu implicații majore vor fi cele cauzate de apă, mai precis de lipsa apei. Pentru că asta va face ca fluxul de migrație să crească, asta va face ca țările care dețin resurse de apă să fie mult mai atente cu ce fac cu aceste resurse. Și, sigur, în condiții extreme s-ar putea chiar ajunge ca acea bogăție de apă, deschidem robinetul și avem apă câtă vrem noi, la un preț decent, a spune, să fie chiar sistematizată. Au trecut prin astfel de lucru nu doar de țări precum cea ca a noastră, ci țări mult mai mari și mai puternice. Da, despre apă așadar vorbim astăzi împreună cu purtătorul de cuvânt al AquaSurf, Nicu Tomulețiu. Bine ai venit, Nicu! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem cu un scurt istoric a ceea ce înseamnă compania AquaSurf de astăzi, pentru că, sigur, ea nu există doar din momentul în care am rebotezat-o în AquaSurf, are un istoric mai lung. Și atunci aș vrea să parcurgem așa foarte repede ce a însemnat AquaSurf, când s-a înființat, de unde am început practic să avem apă bună de băut la robinet, fără să ne mai gândim că trebuie să mergem cu găleată la fântână, la cișmea, să o cărăm în casă. Deci de când am început să fim mai comozi? Compania AquaSurf, sub această denumire, a fost înființată în 1998, cu deosebirea că era regie autonomă atunci, după aceea, în câțiva ani mai târziu, s-a transformat în societate comercială, cărui acționarat este deținut de către consiliile locale din area de operare. Târgu Mureșul, dacă e să ne referim strict la Târgu Mureș, are o tradiție îndelungată, ca să zic așa, în serviciile de alimentare publice cu apă potabilă și de canalizare. Primul astfel de sistem care alimenta cu apă potabilă locuitorii din oraș datează încă din 1908. Adică avem mai mult de 100 de ani de tradiție, ca să zic așa, în spate. Iar acest lucru se vede până la urmă și sloganul compania AquaSurf, furnizor de civilizație, ține de acest lucru, pentru că serviciile de alimentare cu apă și de canalizare fac parte din bazele civilizației într-o comunitate. Așadar, compania AquaSurf de astăzi este operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, este unul dintre cei mai importanți din România și singurul operator regional licențiat în domeniul din județul Mureș. Principalele servicii sunt producerea și distribuția apei potabile, respectiv colectarea și epurarea apelor uzate și al celor pluviale. Area de operare cuprinde 123 de localități din județele Mureș și Harghita și Bistrița Năsăud chiar. Sediul central este la Târgu Mureș, având sucursale în Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș și Cristu Rusecuiesc. Ca și cifre cheie, putem aminti eventual că operăm 9 uzine de apă potabilă, 10 stații de epurare ape uzate, administrăm sisteme de alimentare cu apă potabilă de aproape 1500 de kilometri, iar de canalizare aproximativ 1000 de kilometri, peste 310.000 de persoane deservită, populația deservită, peste 4.000 de agenți economici și instituții, cifra de afaceri peste 100 de milioane de lei, numărul de angajați undeva la 700 de angajați, iar cantitățile de apă potabilă furnizate și de apă uzată epurată anual sunt în vârf undeva la 16 milioane de metri cubi pe an.
Bun, pentru că ai accentuat furnizarea de apă și servicii de canalizare. Ele sunt importante amândouă. Dacă e să mergem un pic în istoria nu foarte îndepărtată a omenirii, cum era în mediul urban atunci când oamenii încă își aruncau olița de noapte pe stradă, nu suntem atât de departe de acel moment și erau expuși tuturor acelor epidemii cauzate. Istoria e plină de molime, ca să zic așa. Deci este o, face parte, evident, din traiul civilizat să ai acces la servicii de alimentare cu apă și de canalizare. E aproape de neimaginat astăzi să nu beneficiezi de curent electric, de apă potabilă, de canalizare, de un sistem de încălzire, indiferent ce folosești ca și combustibil. Sunt lucruri pe care aproape nici nu le mai băgăm în seamă, dar ca ele să funcționeze este foarte multă muncă în spate. Spuneai acolo de 1500 de kilometri, practic de rețea, de conducte de rețea. 2500 practic în total, dacă socotim și cele de canalizare și cea de apă potabilă. Deci e mult și dacă e un drum, ca să zic așa. La cum sunt întreținute drumurile în România, e bine că sistemul de apă și canalizare nu e întreținut la fel. Nu, și facem eforturi tot timpul să și să le extindem, pentru că, evident, din păcate, mai sunt și astăzi zone care nu sunt acoperite în totalitate cu aceste servicii. Și în al doilea rând și să-l reabilităm pe cel existent, pentru că, bineînțeles, necesită și reabilitări. Au durată de viață și acele conducte. Au durată de viață, unele au durata de viață depășită, dar cu ajutorul și cu ajutorul, sau în principal cu ajutorul fondurilor europene, pentru că sunt necesari extrem de mulți bani pentru această infrastructură, facem eforturi să le reabilităm și să le extindem. Bun, pentru că spuneai de fonduri europene, că compania Coasero a fost printre primele din țară care a accesat asemenea finanțări pentru a-și extinde și moderniza rețeaua. Au fost multe discuții, sigur că acele accesări de fonduri au fost urmate și de creșterea tarifelor. Unii mureșeni spun că apa e scumpă, alții că nu e atât de scumpă. Cum arată într-un top național cât de scumpă sau de ieftină e apa la Mureș? Păi, ca și exemplu, în acest moment compania Aquaserv, într-un top național, pentru că a fost dat publicității nu de mult un astfel de studiu, care printre alți indicatori se referă și la tarifele practicate de către operatorii de apă canalizare în România, compania Aquaserv se află pe locul 32 din 43 de operatori. Deci sunt 31 de operatori care au apă mai scumpă, ca să înțelegem. Sunt 31 care au apă mai scumpă și practic niciodată compania Aquaserv, sau nu mi-aduc eu aminte de peste 10 ani de când lucrez acolo, să fi fost pe primul loc. Adică există legenda asta, ca să spun așa, că în Târgu Mureș sau în general în județul Mureș e apa cea mai scumpă. E o legendă, niciodată n-a fost cea mai scumpă. Să sperăm că nici nu va fi niciodată cea mai scumpă. Nici nu intenționăm să fie cea mai scumpă și nici nu are nicio... Dar, oricum, în acest moment ne aflăm pe locul 32 din 43 de operatori. Da, cifra e relevantă din punctul meu de vedere. Știu că ai fost întrebat de multe ori și n-am ce să fac, trebuie să te întreb și eu, pentru că este prima ta prezență în acest platou. De ce se facturează aceeași cantitate de apă uzată egală cu apa potabilă? Acest lucru, deci procentul acesta de facturare a cantității de apă uzată conform legislației poate să fie între 80 și 100%. Compania Aquaserv, alături de mulți alți operatori, a decis că procentul trebuie să fie 100%, deoarece
Chiar dacă inițial ni s-ar putea părea că nu toată apa care o consumăm, care vine pe robinet, ajunge în sistemul de canalizare, pe de altă parte, multe alte lichide care nu vin pe robinet ajung în sistemul de canalizare. Deci, noi am considerat că este corect și nu numai noi, mulți alți operatori, ca acest procent să fie 100% și acest lucru este în conformitate cu legislația. Deci nu încălcăm nicio legislație, în acest sens ar fi chiar culmea. Cum stăm cu procesarea apelor uzată? Pentru că știu că România are probleme, din păcate, și la acest capitol. Cum stă Aquaserv-ul, cum stă Mureșul, în comparație poate cu alți operatori din România? Mureșul stă bine din acest punct de vedere, dar bineînțeles este loc și de mai bine. Avantajul județului Mureș și al companiei Aquaserv a fost că s-a început atragerea de fonduri europene de investiții în acest domeniu destul de repede, încă din la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, s-au accesat fonduri disponibile chiar și în perioada de preaderare prin proiecte ISPA, gen SAMTID, prin care s-au investit bani care s-au investit în principal în sistemele de canalizare și abia apoi în sistemele de alimentare cu apă potabilă, pentru că sistemul de canalizare a fost cel care, ca să zic altfel, România se află în urma Uniunii Europene și la alimentarea cu apă potabilă și la canalizare, însă la canalizare situația este mai dificilă și atunci cu acest domeniu s-a început. Deci, ca să zic așa, stăm destul de bine, însă e loc și de mai bine și evident încercăm să atragem noi fonduri pentru a dezvolta acest domeniu. Ce înseamnă, pentru că sunt convins că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc nu știu ce înseamnă tratarea apei uzate. E un întreg procedeu mecanic, chimic și așa mai departe. Poate într-o bună zi o să mergem și o să filmăm. Ar fi bine. Cred că e util oamenii să vadă ce se întâmplă din momentul în care ei au spălat vasele, hainele, au mâncat, au tras apa la toaletă, ce se întâmplă de fapt până în momentul când apa reintră în circuitul natural. Da, este foarte util să vadă și acest lucru și este util să vadă și ce se întâmplă până ajunge din Mureș până la robinet, pentru că încă există ideea asta împământenită, așa ca să zic, conform căreia apa ar trebui să fie gratis, că vine din cer și, mă rog. Însă, pentru ca acea apă să ajungă la robinet și să poată fi consumată cu încredere, credeți-mă că se lucrează mult. Și în privința epurării, bineînțeles, sunt mai multe stadii prin care trece apa uzată. Dacă mai de mult se făcea doar o epurare mecanică, ca să zic așa, deci apa se trecea prin niște filtre care o curățau așa vizual, superficial și vizual. În acest moment se face și o epurare biologică, ca să spun așa. Adică sunt culturi de bacterii care sunt special dezvoltate pentru a consuma anumiți compuși dăunători din apa care ajunge în stația de epurare, în așa fel încât în momentul în care este deversată înapoi în râul Mureș, putem spune că apa este chiar mai curată decât cea care curge pe Mureș, în general. Da. Impactul asupra naturii să fie cât mai mic cu putință. De fapt, impactul asupra mediului este justificarea pentru care Uniunea Europeană ne acordă aceste finanțări. Da, eu am rămas surprins, sigur, cu foarte mulți ani în urmă, în momentul în care am citit ce înseamnă 100 de mililitri sau un litru de ulei? Un litru de ulei poate să... ulei ars. Ulei ars, da. Poate să, într-adevăr, poate să poleze practic 1 milion de litri de apă deci, potabilă. Mi s-a părut o cifră absolut incredibilă. N-aș fi crezut că impactul uman asupra apei prin acel ulei pe care îl folosim cu toții la prăjit, da, zi de zi, acasă, da, în restaurante,
poată să aibă un asemenea impact. Dar aici, din păcate, avem niște desincronizări, pentru că sunt foarte mulți cetățeni, îi vedeam și văd și acum pe grupuri că discută, care au grijă ca uleiul ars folosit să-l pună în recipiente și să-l ducă să-l recicleze. Dar de ce spun că suntem desincronizați? Am avut o stație de reciclare, un fel de mini-stație în parcarea unui supermarket, nu mai există. Și acum găsești pe Facebook, din când în când, ulei uzat se ia într-o anumită zi, într-un loc sau în altul. Deci, sigur, nu Aquaselu este compania care trebuie să creeze acest sistem de reciclare, dar spun că undeva acest lanț se întrerupe în permanență în România. Pentru că și dacă vrei să fii un cetățean responsabil, la un moment dat ajungi în situația în care nu poți să fii un cetățean responsabil. Da, pentru că nu este pus la punct acest lanț de reciclare și chiar avem în vedere, compania Aquaser desfășoară activități de educație. Nu e menirea, dar ne asumăm și această responsabilitate și pentru că este importantă pentru societate și pentru că este importantă și pentru noi. Adică, în afară de faptul că acel ulei ars poluează milioane de metri cub de apă, de litri de apă, bine, aruncându-l în canalizare, acesta nu ajunge în râul Mureș. Însă, se depune pe conducte și creează extrem de multe probleme pe sistemul de canalizare. Probleme care se traduc prin cheltuieli mari, mai mari pentru noi. Așadar, din acest punct de vedere, încercăm să desfășurăm campanii de informare, de conștientizare, de educație ecologică și chiar avem în plan să ne asociem eventual cu organizații neguvernamentale care activează în acest domeniu al protecției mediului pentru a ajuta la închegarea unui lanț de reciclare a uleiului uzat. Asta fi doar este una dintre poluanții. Este unul dintre poluanții și care crea, dar este unul care într-adevăr creează probleme deosebite și este și un reflex în multe gospodării să arunci uleiul uzat la WC-ul, la chiuvetă. Sperăm că încet tot mai mult să se învețe că acel ulei se răcește, poate fi pus într-un recipient reutilizabil, dus. Problema este să le oferim și alternativa, adică să, ok, îl face efortul omul să-l adune, să aibă și unde să-l ducă, să știe că se reciclează responsabil acel ulei. Bun, pentru că spuneai de aceste probleme care intervin și datorită utilizării, sigur, nu întotdeauna raționale a sistemului de canalizare. Ai o medie a intervențiilor lunare în acest sistem, acolo unde deja ați modernizat, ați schimbat conductele, teoretic totul ar trebui să funcționeze fără probleme. Chiar nu am o cifră care să vă spun, dar sunt foarte dese intervențiile, atât în sistemul de canalizare, cât și în sistemul de alimentare cu apă potabilă. Dacă vorbim de sistemul de canalizare, principalele probleme care apar sunt cauzate însă de utilizarea defectuoasă a acestuia. În speță, oamenii aruncă la WC-ul tot ce le trece prin cap. Și ce nu le trece prin cap. Și ce n-ar trebui să le treacă prin cap. Uneori sunt surprins și colegii mei de la stația de epurare ce ajunge pe canalizare în stație. Ceva incredibil, vă spun. Deci, ar fi util să filmăm niște intervenții și să le arătăm ureșenilor. Apropo de gradul de civilizație, că ne tot plângem noi de din acest punct de vedere, iarăși avem în desfășurare campanii periodice de informare prin care le spunem oamenilor că toaleta nu este coș de gunoi, practic. Adică în toaletă nu se aruncă altceva decât hârtie igienică. Nimic altceva. Restul au locul lor la coșul de gunoi. Această utilizare incorrectă a sistemului duce la înfundări care, bineînțeles, în blocurile de locuințe, până la urmă cel de la parter sau cel de la etajele inferioare suferă,
Este victima sigură. Este victima, da, sigură și acest gen de intervenții sunt cele mai dese. Și vorbim de circuitul apei potabile. Apa care deocamdată vine din râul Mureș, sigur, s-a tot vorbit de un proiect, deocamdată rămâne sub semnul întrebării acea aducțiune de la Răstolița. Dacă în 30 de ani am fost capabili să terminăm acea hidrocentrală, nu știu câți ani aia ca să construim și o conductă de apă de la Răstolița până la Târgu Mureș, dar deocamdată apa o luăm din râul Mureș. Hai să vedem prin ce trece această apă ca să ajungă în paharul nostru bună de băut. În primul rând, da, într-adevăr, apa este sursa de apă principală a Târgu Mureșenilor, este râul Mureș, în alte localități sunt alte râuri, dar în toate cazurile sursa de apă este una supraterană, adică de suprafață, da. Apa după ce este luată din râu, după ce este preluată prin stațiile de captare, este în primul rând decantată în niște decantoare imense, ajunge apoi în niște filtre speciale, mult mai care rețin o cantitate mai mare de depuneri, iar apoi este trecută prin niște filtre, noutatea, ca să zic așa, noutatea care este implementată în Târgu Mureș de ani buni de zile, este că trece prin niște filtre de carbon activ, care îmbunătățesc foarte mult, pe lângă faptul că rețin și cele mai fine impurități din apă, îmbunătățesc foarte mult gustul și mirosul apei. Apoi este tratată, se adaugă clor, pentru că clorul este important să fie adăugat în apă, deoarece este un dezinfectant, însă se adaugă conform unor formule extrem de precise și conform unei legislații, pentru că și asta este o altă discuție. Calitatea apei face obiectul unei legislații speciale în acest sens și care prevede foarte clar fiecare factor care trebuie să fie luat în vedere când se discută de calitatea apei. Și după aceea este, bineînțeles, pompată către populație, după ce este trece prin aceste etape. Sigur, aici e și discuția dacă avem un înlocuitor al clorului sau nu, dacă avem și alte mijloace și înainte să răspunzi, dacă nu mă înșel, cred că pentru prima dată clorurarea apei s-a întâmplat în Statele Unite, unde la fel o comunitate care se alimenta dintr-un lac a avut la un moment dat un grad destul de mare de îmbolnăviri și experimentat s-a tratat apa cu clor, reducându-se astfel numărul. Mă rog, timpul a arătat că e o procedură destul de sigură și a fost adoptată cam de toată lumea ca și procedură standard. Da, sigur, noi consumatorii comozi de acasă suntem nemulțumiți când simțim mirosul de clor. Tot așa ca o curiozitate din punct de vedere al premierelor, cel puțin în România, dacă nu greșesc, Târgu Mureșul a fost în premier în sistemul de alimentare cu apă potabilă din Târgu Mureș s-a folosit fluorizarea apei potabile prin anii 60-70 pentru că existau studii care spuneau că ajută, mi se pare, chiar în urma unei colaborări cu Universitatea de Medicină și Farmacie din acea. Sănătatea dentară. Da, ajută la sănătatea dentară și în mod experimental s-a făcut o perioadă fluorizare a apei potabile pentru în acest sens. Studiile, să știți că sunt, hai să spunem, la limită, sunt alte studii care arată efectele negative ale fluorului în sistemul. Da, de fapt, s-a și renunțat. Nervos foarte bine, dar da, aceste experimente au fost și în Statele Unite și studiul în sine pe care, mă rog, îl citează și studenții sau profesorii, din punctul meu de vedere, e discutabil. Și din punctul multora, apropo de efectul pe care fluorul are sau nu l-are. Au fost discuții din câte știu atunci și pro și contra, însă a fost o perioadă experimentală după care s-a renunțat. Revenind la clorurare,
într-un termen de timp mai lung sau mai scurt, s-ar putea înlocui florurarea cu, să spunem, o altă metodă? În acest moment, clorurarea este cea mai eficientă metodă. E folosită în toată lumea, e un standard. E folosită în toată lumea, este o metodă verificată, este, având în vedere și timpul îndelungat în care a fost folosită, s-au putut monitoriza și eventuale efecte negative sau așa, n-a fost cazul. Deci în acest moment nu ne propunem să schimbăm această metodă de tratare a apei potabile. Însă, bineînțeles, sunt discuții și despre în legătură cu alte modalități de tratare, de dezinfectare a apei. Da. Vorbeam despre comunitățile care astăzi beneficiază de apă potabilă și canalizare. Eu știu că o mare of e a unor comunități de pe Câmpia Mureșană. Sigur, nu-mi permite eu să spun de ce apa din puțuri nu mai e așa cum era pe vremuri. Unii dintre locuitorii acestei zone o leagă de diversele prospecțiuni care s-au întâmplat, practic mici explozii la diverse adâncimi pentru a detecta prezența gazului metal și altor resurse. Cert este că apa oamenilor din fântâni nu mai e ce a fost pe vremuri în acea regiune și își doresc să aibă și ei acces la apă potabilă și canalizare. Cum poate să vină acuaserul în întâmpinarea acestei dorințe? Pentru că, sigur, investițiile sunt mari, asta trebuie să o spunem, și uneori acele comunități nu știu dacă sunt capabile să suporte aceste costuri singure. Vă referiți la zona Vâniceni, adică Sărmaș, da. Zona Râciu, zona aceea, în general. Da, știm că sunt probleme, mă rog, au fost probleme pentru că între timp, printr-unul dintre proiectele mari implementate, prin post-mediu, s-a reabilitat aducțiunea Voinicen-Sărmaș. Adică acea zonă este practic alimentată din sistemul Târgu Mureș, deci din uzina de apă Târgu Mureș. Aducțiunea veche nu făcea față, mai ales în perioadele secetoase, vara, când consumul creștea foarte mult, oamenii în zonă sunt și câteva ferme care sunt mari consumatoare. Oamenii mai udau grădinile, foloseau apa și la alte în scop agricol și în acel moment spre capătul aducțiunii apăreau probleme de alimentare. Aducțiunea însă a fost reabilitată și a fost chiar finalizată în cursul ultimele luni ale anului 2019. Așadar, în acest moment, cel puțin parțial, problema este rezolvată în sensul că cei care sunt legați la această aducțiune au sursă de apă. Mai există problema următoare. Sunt localități din zonă care nu sunt legate la această aducțiune. Pentru acestea, soluția este următorul proiect cu fonduri europene care urmează să fie accesate de către compania Coaserv. Este vorba de proiectul POIM, care estimăm că va aduce aproximativ 135-140 de milioane de euro, prin care se vor construi aducțiuni și în zonele care n-au acces la, nu beneficiază. Moment. Practic, compania Coaserv, cu ajutorul acestor fonduri, va duce sursa de apă în zonă, iar rămâne la rândul lor, localitățile trebuie să facă efortul să dezvolte sistemul de distribuție în localitățile respective. Inclusiv adică, cel de canalizare. Da, inclusiv cel de canalizare. Pentru ca problema să fie rezolvată în totalitate. Bun, deci e practic un efort comun al Aquaserv, dar și al autorităților locale. Asta înseamnă primari și consilii locale conștiente de importanța acestor investiții și care, să spunem, să aibă mai puțin timp de gâlceavă politică și mai multă aplecare spre muncă. Pentru că
pentru foarte multe dintre aceste comunități, sursa va fi tot cea a fondurilor nerambursabile. Da, este evident o sursă mai mult decât binevenită și acest domeniu, apă, canalizare, adică dezvoltarea infrastructurii în acest domeniu, necesită extrem de mulți bani. Bani pe care, în general, comunitățile România nu și le permite și asta e scopul fondurilor europene, să luăm acei bani și să dezvoltăm. Bineînțeles că pentru a accesa acei bani, și aici ajungem într-o altă zonă a discuției, cea a tarifelor, trebuie să asigur și cofinanțarea, chiar dacă cofinanțarea aceea este mică, trebuie să o asiguri. În general se face din împrumuturi bancare, iar în momentul în care faci un împrumut, trebuie să demonstrezi că poți să rambursezi și în același timp că poți și să-ți permiți, din punct de vedere economic, să întreții investițiile făcute, rețelele de apă, de canalizare, stațiile de epurare, stațiile de apă potabilă. Și aici este discuția cu tarifele, care trebuie actualizate din când în când pentru a putea să reambursezi împrumutul și să întreții investițiile. Bineînțeles, acea actualizare trebuie făcută în limita de suportabilitate a populației. După cum știți și după cum am discutat la începutul emisiunii, suntem pe locul 32. Urmează o actualizare a tarifelor, în sensul că va crește tariful cu aproximativ 7% la apă și canalizare. Însă compania Coserv n-a mai modificat tarifele din 2016. Din 2016 până acum, deci, atât, sunt mi se pare ani. Că numai inflația a fost undeva la stați că am și notat undeva la 11,5%. Deci un 7% nu va acoperi inflația, dar va permite Coserv să-și desfășoare activitatea în parametrii optim și de acum încolo. Da, și să putem să avem credibilitatea să accesăm și alte fonduri. Că urmează, v-am spus, acest proiect poate chiar mai mare decât post mediu, care și acela a fost de peste 100 de milioane de euro, care ne oferă posibilitatea să ajungem în zonele astea care nu au în acest moment acces la servicii de alimentare cu apă și canalizare. Da, uneori am impresia că țara asta a pierdut foarte, foarte mulți ani sau managementul acestei țări ne-a făcut să pierdem foarte mulți ani, pentru că iată noi în 2020 discutăm încă de nevoia de a construi șosele, rețele de apă, rețele de canalizare și așa mai departe, când poate ar fi trebuit să le facem la începutul anilor 90, așa cum au făcut alte țări mai normale la cap, unele vecine, altele un pic mai îndepărtate de noi. Și am dat întotdeauna exemplu Poloniei, a pornit cu un PIB per capita mai mic decât cel al României, a pornit cam tot cu 100 de kilometri de autostradă cât aveam și noi prin 89, dar astăzi este mult în fața noastră. Și singura explicație pe care o am este managementul politic al unui stat, pentru că nu există o altă explicație. Resurse a avut și România foarte multe. Și astăzi ne uităm cum le-am risipit așa pe... Acum eu în calitate de purtătorul de cuvânt al companiei Coserv, nu se poate comenta ceea ce spun eu. O să încerc să vă spun că noi încercăm să dezvoltăm domeniul ăsta și dacă fiecare își face treaba pe bucățica lui, eu cred că viitorul o să arate mai bine. Bun, pentru că avem acest studiu care e pe plan național realizat, privește companiile care deservesc această țară cu servicii de apă și canalizare. Hai să mă dăm câteva cifre de acolo, pentru că sunt interesante. Am văzut că Aquaserv ocupă un loc fruntaș atunci când vine vorba de clienții facturați și bănuiesc și încasați. Da, acum, ce să vă spun, județul Mureș, cu toate că, deci, ca să punem cumva în perspectivă acest studiu, zona de operare a compania Coserv, în speță județul Mureș, că 90% area se suprapune pe județul Mureș, din punct de vedere al dezvoltării economice este undeva la mijloc. Cu toate acestea, compania Coserv
reușește să se claseze între primii 10 cei mai puternici, cei mai mari operatori de apă potabilă și canalizare din România. Și acest lucru se vede din graficele care sunt incluse în acest studiu. Suntem pe locul 7 la venituri, spre exemplu. Suntem pe locul 4 la cantitățile de apă potabilă și apă uzată facturate. Suntem pe locul 4 la profitul brut, rata profitului, locul 6. Cel mai bine însă ne clasăm la rentabilitatea angajaților. Adică suntem pe primul loc la rentabilitatea financiară a personalului și pe locul 2 la venitul din exploatare pe angajat. Asta în condițiile în care, sau probabil și datorită faptului că numărul angajaților este undeva în medie, deci nu este, n-avem mulți angajați, n-avem, cu toate că suntem în primii 7, suntem undeva pe locul 14 la numărul de angajați. Asta mi se pare relevant. Avem al 32-lea tarif din România. Da. Cu toate astea suntem pe primele locuri când vorbim de rentabilitate. Când vorbim de profit, când vorbim de venituri, când vorbim de rentabilitatea angajaților, suntem între primii 10, chiar locurile 1, 2, 4. Păi, poate că ar mai trebui, și nu o spun neapărat în glumă, poate că ar mai trebui câte un ministru de finanțe din toate guvernele astea care s-au perindat să vină să facă un pic de practică la Târgu Mureș. Da, nu numai ministru de finanțe, ar putea veni și din alte instituții. E o glumă, dar o glumă mai serioasă. După cum vă spuneam, încercăm să ne facem treaba la ceea ce ține de noi și în rest fiecare dacă își face treaba, probabil că și viitorul țării o să fie altul. Da, așa ar trebui să fie. Ați întâmpinat problema atunci când ați dorit extinderea rețelei și mai ales când vorbim aici și de părți din Bistrița, din Harghita, din sau comunitățile locale au fost receptive? Ca să puțin să explicăm cum operează, cum ajunge compania Coaser să opereze în anumite localități. Pentru a opera în anumite localități, acele localități trebuie să facă parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI Aqua Invest, care practic este organismul care supervizează activitatea companiei Aquaserv. O localitate care dorește să fie, să opereze compania Aquaserv acolo, trebuie să intre în ADI Aqua Invest, iar apoi se dă spre operare, se pune la dispoziția companiei structura, dacă există infrastructura necesară, dacă nu, bineînțeles, după cum v-am spus, compania Coaserv accesează fonduri, încearcă să ducă sursa de apă, iar cu ajutorul comunității locale să dezvolte și sistemul de distribuție. Așadar, este un act voluntar al consiliilor locale, al localităților unde operăm, nu preluăm noi fără să vrea ei, ca să zic așa. E un act și cointeresat, pentru că bănuiesc că majoritatea sistemelor pe care le-ați preluat au avut nevoie de modernizări. Da, în general toate au nevoie de modernizare. Gândiți-vă că la un moment dat, prin anul 2008, dacă nu mă înșel, compania Coaserv a preluat Surmul, care era operatorul de utilități la nivel județean. Compania Coaserv, pe acea vreme, operând doar în Târgu Mureș. Nu vreau să discutăm acum despre starea sistemului care a fost preluat. Deci, în general, sunt sisteme preluate care unele au probleme, altele unele au mai multe, altele mai puține probleme. Unele trebuie dezvoltate, sau toate trebuie dezvoltate, dar asta e rolul compania Coaser până la urmă. Și foarte important de menționat, faptul că infrastructura până la urmă nu ține de compania Coaser, adică nu este proprietatea noastră, este proprietatea localităților în care operăm, adică a consiliilor locale respective. Sunt date numai spre operare compania Coaser. Deci, la fel,
cum noi investim în acele sisteme, este și responsabilitatea autorităților locale să investească în ele, pentru că, până la urmă, este proprietatea lor. Da. Repet, trebuie să mai învățăm să ne sincronizăm, probabil, în anumite lucruri, dar măcar din cele discutate azi e unul dintre mesajele pozitive de speranță. Cineva își face treaba și încet, încet, localitate după localitate, beneficiază de apă potabilă și de servicii de canalizare. Am spus-o la începutul emisiunii, e atât de ușor să te înveți cu lucrurile comode, cu lucrurile bune, e atât de ușor să mergi acasă, să faci un duș, să pui de un ceai sau de o cafea, fără să te gândești de fapt de efortul tuturor celor care fac posibil dușul tău sau ceaiul tău din fiecare dimineață. Da, ca de... Suntem la final de emisiune, așa că suntem la concluzii. Ca în cazul și altor avantaje ale vieții moderne, cel mai bine poți să le apreciezi valoarea atunci când nu ai acces la ele, bineînțeles. Și în cazul apei potabile și al canalizării, îți dai seama de importanța lor și de valoarea lor atunci când nu ai acces. Și în acest sens, de multe ori mi-aduc aminte un caz în care a fost pus în funcțiune un sistem de distribuție dintr-un sat, din județ, și o bățenică a fost extrem de încântată și a spus că după zeci de ani de cărat apa cu mâna, cu găleata de la fântână, nici nu interesează cât costă apa, că oricum merită. Bine, până la urmă, prețul plătit pentru apă nu este unul mare, încercăm să-l menținem în limitele suportabilității, însă este un serviciu care este absolut necesar în viața de zi cu zi, după cum știm cu toții. Absolut corect. Nicu Tomulețiu, îți mulțumesc pentru prezență, purtător de cuvânt Aquasev, aici se termină și emisiunea noastră. Sper să prețuim mai mult de acum încolo acea apă care curge când dăm drumul la robinet și să ne gândim la efortul tuturor celor implicați pe acest lanț pentru ca noi să avem o apă bună de băut oră de oră, minut de minut, acasă sau la locul de muncă. Sunt Lucian Săcălean, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare!